gestionată. Poate exista, poate fi, nu există, poate fi creată. Eu nu cred că nu poți crea în lumea asta lucruri care să ducă la împlinirea scriitorului. Nu cred lucrul ăsta. Piața publică a scriitorului din Oradea poate fi nu știu unde, un loc ales. Unde să se întâmple evenimente publice. Publice. Realmente. Lansări de carte, conferințe de presă, tot felul de chestiuni. Să se știe că în Oradea e piața publică a literaturii, piața publică a poeziei. Cum în Serbia, am fost impresionat anul trecut, când am fost la Festivalul Mondial al Poeților, e ceva fantastic. De-aia am și scris în presa românească despre Serbia ca despre casa poeziei. Este absolut extraordinar. Am fost în toate orașele Serbiei cu acest festival care durează 7 zile și pe un câmp uriaș, cum îi zice? Pe câmpul la uriaș, unde erau niște avioane care pluteau realmente, salutau poeți. Ce se întâmpla jos. Pe un câmp uriaș erau erau expoziții de pictură pe un câmp. Erau mese lungi, erau oameni. Am văzut copilași îmbrăcat în haine naționale sărbești, până la un domn la 102 ani, stătea așa și recita poezie sărbească la microfon, 102 ani. E ceva fabulos, fantastic în Serbia. La noi nu se întâmplă așa ceva. E ceva extraordinar și tocmai această poezie a dat forța acestei să reziste. Îți dă o forță uriașă poezia, cultura, creația. Da, vorbeam despre frumusețea ei, de fapt, nu despre forța ei. Despre frumusețea acestui lucru. Așa trebuie să se întâmple și la noi. Adevărat că la noi încă se mai crede în poezie. Dar asta, cum să spun, mereu ne-au dat palme Europa și lumea, crezând că numai popoarele mici și astea mai, așa, au dat palme, dar la acest festival internațional au venit din 30 ceva de țări, până și din China și din Japonia. Adică vor să vină acolo, pentru că e un fenomen poetic extraordinar ce se întâmplă în Serbia. Da, acum eu cred că chiar avem nevoie de happening, pentru că, cum știi bine, Laurian și a început și Mihai, cred că și amicul și poetul moldovan știe mai mult. Eu am, împreună cu doi mari poeți, unul sârb și unul român, Alexander Secul și Ioan Flora, marele nostru prieten, marele poet român, eu cred că este cel mai important poet român care s-a născut pe teritoriul Serbiei, mai important ca cel mai mare poet al Serbiei din secolul 20, Vasco Popa, care e român-român, dar a devenit prin destin, el care este născut în Banatul Sârbesc, a devenit cel mai important poet al Sârbilor și al versului sârbesc. Iar Flora a scris numai în limba română și o rudă lui Vasco Popa și printre altele minuni care l-a făcut acest mare poet român, care ultima parte a vieții, 5 ani a trăit-o la București, cu familia și cu fiica, care acum e o foarte bună actriță, Ioana Flora, el a tradus toate versurile lui Vasco Popa în limba maternă lui Vasco. Și chiar Vasco a fost încântat, a avut o mare încredere în Ioan Flora. Eu mă bucur că, în afară de Nikita, Ioan Flora este poetul preferat al traducătorului Adam Pustu, pentru că din Nikita l-am tradus și am publicat nouă volume din Flora 7. Și cum spunea el, prea puțin bătrân, prea puțin, dar acest om minunat, fratele nostru care ne-a părăsit, aproape și eu. Nikita ne-a părăsit la 50 de ani ai lui, Ioan Flora la 55, dar Flora a făcut două minuni în viață, în afară de poezia lui, evident, pe care și eu am onorat-o cu atenția mea ca traducător și am dat câteva premii foarte importante la noi pentru poemele lui scrise în limba română. Traduse. Ioan Flora a murit din cauza unui singur articol în presă. Da, am ajutat oribilă și omul nu ți-a cumpărat asta. Da, de atâta sensibilitate avea acest mare poet. A apărut un articol în România Literară, care un critic literar îl făcea cu acest mare poet om de cultură, poet de metro. Și a dat exact versiuni care sunt memorabile, ca dovezi că e timp. Exact. Da. Și articolul a apărut 3 zile după ce a citit Ioan Flora articol, 3 zile
A băut și a fumat, n-a mai mâncat nicio secundă și a treia zi a murit. Iar în 1999, Flora, văzând că lucrurile stau... Alex Ștefănescu a scris articolul ăsta în presă, că era de 2 lei. Nu-l pomenim, că îi atragem atenția prea mare. Se știe. Ca celul care și acum înjură nu numai pe Nichita și pe mine, chiar și bine, că... Și pe tine. Eu sunt candidat să fiu înjurat. Prieten cu ei, da.